Bună, dragilor! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti o nouă rețetă de macarons. La canal există un playlist întreg cu alte rețete de macarons cu diverse arome, în care explic foarte multe detalii importante. Astăzi însă am hotărât să vă prezint o rețetă vegană, în care sunt absente albușurile de ou. Prăjiturile vor fi umplute cu un ganaș delicios de ciocolată, care de asemenea nu conține lactate. Haideți să începem! Pentru că nu folosim albușuri, evident avem nevoie de un alt ingredient care să imite calitățile oferite de proteinele din albuș. Acest ingredient este lichidul aflat în conservele de năut, căruia îi se mai spune și aquafaba. Eu am aici aquafaba de la 2 conserve de năut, câte 400 de grame fiecare, însă nu putem folosi acest lichid direct de la conserve. Pentru a obține o concentrație mai mare de proteină, trebuie să-l reducem. Inițial am obținut 320 de grame de aquafaba de la cele 2 conserve, însă acest lichid trebuie redus până la 100 de grame. Vă recomand să cântăriți cratița înainte de a turna aquafaba pentru a ști cât din lichid ați redus. Fierbem aquafaba la foc minim până obținem în jur de 110-120 de grame. Amestecați din când în când și cântăriți lichidul. Veți observa cum se îngroașă puțin și își schimbă culoarea. Când lichidul a atins aproximativ 120 de grame, îl vom lua de pe foc. Cât timp se va răci, el va continua să evapore lichid și astfel trebuie să ajungem până la 100 de grame. Când lichidul s-a răcit, îl împărțim în două boluri, câte 50 de grame de fiecare. Acoperim bolurile cu folie alimentară și le dăm la frigider pentru minim 5 ore sau și mai bine pe noapte. Spre deosebire de albușuri, care de obicei trebuie să fie la temperatura camerei, aquafaba trebuie să fie foarte rece când pregătim macaronți. A doua zi vom începe cu pregătirea ganașului de ciocolată. De data aceasta, în loc de frișcă lichidă, voi folosi cremă de cocos. Aducem crema de cocos la fierbere și o turnăm direct peste ciocolata neagră. Ciocolata este fără conținut de lapte. Amestecăm totul împreună până obținem o cremă omogenă. Acoperim suprafața ganașului cu o folie alimentară și lăsăm la temperatura camerei pentru a se întări timp de cel puțin 2 ore. Iar acum să pregătim însuși prăjiturile. Pot spune că de la această etapă înainte, toți pașii sunt practic identici cu cei din rețetele precedente de macarons. Într-un procesor de mâncare adăugăm zahărul pudră și făina de migdale. Procesarea ingredientelor uscate ne va obține o suprafață foarte netedă și lucioasă la macarons. Dacă nu dispuneți de un procesor, vă recomand să le cerniți de 2-3 ori folosind o sită. Procesăm totul folosind funcția puls în intervaluri de câteva secunde pentru a nu înfierbânta făina de migdale. Dacă este procesată excesiv, făina de migdale începe să extragă ulei. Cernem ingredientele uscate într-un bol încăpător și turnăm primele 50 de grame de aquafaba rece de la frigider. Amestecăm totul până obținem o pastă densă. Vă reamintesc că exact ca și în celelalte rețete de macarons, cântărirea ingredientelor cu precizie este un factor foarte important care influențează rezultatul final. În continuare vom pregăti un sirop exact ca pentru o bezea italiană. Într-o cratiță adăugăm apa și zahărul și fierbem siropul până la temperatura de 118 grade. Când siropul a atins temperatura de 110 grade, vom începe să batem celelalte 50 de grame de aquafaba.
Când siropul a atins 118 grade, îl vom turna foarte încet și atent în bezea. Sunt absolut fascinată de bezea obținută de Aquafaba, este aproape identică cu cea din albușuri și sunt convinsă că dacă nu v-aș fi spus că e lichid de la năut, probabil că ați fi crezut că într-adevăr este o bezea obișnuită. Și chiar dacă la gust inițial veți simți că este un pic sărată, credeți-mă că acest lucru nu se va simți deloc în prăjiturile finale. După ce am turnat tot siropul, vom continua să mixăm bezeaua până când bolul nu mai este fierbinte la atingere. La dorință, puteți adăuga și colorant alimentar. Eu am folosit un colorant gel și nu vă recomand un colorant lichid, pentru că altfel veți schimba consistența și acest lucru poate avea un efect negativ asupra rezultatului final. Bezeaua este gata, este foarte lucioasă, iar acum o vom adăuga în două etape în pasta de migdale. Este foarte important să nu amestecăm blatul prea mult pentru a nu-l face prea lichid, altfel prăjiturile nu vor dezvolta acele piciorușe caracteristice. În momentul în care obținem o panglică neîntreruptă, imediat ne oprim de amestecat. Întregul proces este identic cu cel demonstrat în rețetele anterioare de macarons, nu am schimbat absolut nimic, inclusiv nici timpul sau temperatura de coagere. Iată cum trebuie să arate panglica neîntreruptă de care vă vorbeam. Trageți mare atenție la consistență. Transferăm blatul într-un poș de patiserie dotat cu un dui rotund și așezăm fiecare macaron pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Mărimea potrivită este în jur de 3-4 cm în diametru. Observați ordinea în care am așezat prăjiturile și spațiul lăsat între ele. Acest lucru este foarte important pentru a permite circularea aerului în timpul coacerei și efectiv pentru a obține o coacere mai uniformă. Din această cantitate de blat am obținut în jur de 60 de bucăți. Lovim tava de blatul de lucru de câteva ori pentru a elimina bulele de aer din prăjituri și le lăsăm să se usuce la temperatura camerei. Eu le-am lăsat pentru o oră, însă s-ar putea să fie suficient doar 30 de minute, în dependență de umiditatea din încăpere. Prăjiturile bine uscate nu se lipesc de deget. Un lucru foarte important de reținut este faptul că prăjiturile care nu s-au uscat bine au tendința de a crăpa în timpul coacerei și nu cresc la fel de bine. În ce privește coacerea, setările de timp și temperatură vor fi diferite pentru fiecare, pentru că toate cuptoarele sunt diferite. Cuptorul meu este unul pe gaz și eu le coc pe treapta din mijloc la 140 de grade, timp de 20 de minute. După 20 de minute, sting cuptorul și le las înăuntru pentru încă 20 de minute, pentru a se usca. Tipic la un cuptor electric, prăjiturile se coc la o temperatură de 150 de grade, timp de 12-15 minute. Deci dacă nu ați mai făcut aceste prăjituri până acum, sfatul meu este să testați cuptorul dat doar cu câteva prăjituri încercând diverse combinații până o găsiți pe cea ideală a cuptorului dumneavoastră. Odată ce găsiți această combinație, totul devine foarte simplu și nu există eșecuri. Prăjiturile bine răcite se desprind cu ușurință de pe hârtie. Transferăm ganașul de ciocolată într-un poș de patiserie și umplem prăjiturile. Nu este neapărat să le umpleți pe toate, dacă vi se par prea multe, le puteți păstra neumplute într-un container închis ermetic până la 3 zile la frigider și 3 luni la congelator.
Am fost plăcut surprinsă să aflu cât de asemănătoare sunt cu prăjiturile originale. Pot spune că aproape nu am observat nicio diferență în gust sau în textură. Singurul lucru pe care l-am observat este că aceste prăjituri se mențin puțin mai crocante a doua zi după ce au fost umplute, însă iarăși diferența este foarte mică. Cât despre ganache, are o textură foarte cremoasă și o aromă gingășe de cocos. Linkul către rețeta scrisă și lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!